O firmă turcă a livrat zilele trecute la Reșița primul tramvai din lotul de 12, prevăzut într-un contract semnat în 2020. Inexplicabil este faptul că reșițenii s-au descălțat când s-au urcat în tramvai, lăsându-și încălțămintea la uși. Un prim tramvai care va circula în Reșița a ajuns în municipiul de pe Bârzava, potrivit infofox.ro. Primarul Reșiței, Ioan Popa, și reprezentanții firmei producătoare au prezentat caracteristicile vehiculului. Valoarea unui tramvai este de circa 2 milioane de euro. Administrația locală spune că noile tramvaie sunt supuse testelor la firma producătoare, iar de omologarea lor pentru Europa se ocupă o firmă din Polonia. Înregistrări video difuzate de publicația menționată arată tramvaiul pe o linie de depou și mai multe persoane care se descalță la urcare, lăsându-și încălțămintea pe un suport amplasat la urcare. Unul dintre cei prezenți pare a zice că nu e necesară descălțarea, însă unul dintre musafiri își dă pantofii jos. Gestul probabil că nu are legătură atât cu obiceiul locuitorilor țării vecine de a se descălța la intrarea într-o casă sau a unui spațiu privat, cât cu faptul că tramvaiul urma să fie vizitat de autorități, iar celor care s-au urcat în acestea le-a fost teamă să nu murdărească. Relatează mesajul.ro.